Salutare, bun și bine v-am regăsit la un episod cu League of Thrones. Jucăm Malphite Support. Suntem aici alături de fratele meu de AD Carry, ca de obicei. Ups, 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 ce ne cumpărăm, nu ne cumpărăm bine, ce ne cumpărăm. Hai să ne cumpărăm repede iteme, să facem și introducerea, să mergem pe lane, zice mă, da, hai, hai, guys. Ultimul meci, țineți minte că eram cu Eni, o să vă spun eu scurt, rapid așa. Trebuia să mai jucăm la promo-uri, dar după meciul acela cu Eni ne-au băgat direct în Gold 3, vedeți acolo pe ecran. Avem un meci, avem 25 de LP-uri, am încercat să filmez meciul acela, l-am filmat, dar sincer nu mi-a plăcut deloc cum a ieșit și am zis, bă, nu o să-l postez, așa că o să le spun eu oamenilor ce s-a întâmplat, că suntem Gold 3 cu 25 de LP-uri. Sper să meargă totul bine, am văzut că v-a plăcut seria de League of Noobs, cele 3 episoade pe care le-am postat undeva la vreo 300 de vizualizări fiecare în parte și vă mulțumesc enorm de mult pentru sprijin și suport. Bun, hai să vedem ce avem. Avem Miss Fortune care este mădă cu mine, Malphite. Hai să aranjăm Vayne AD Carry cu Brown Support. Bun, Malzahar pe mid contra Fizz, hai să-i punem așa, Olaf pe top contra Riven și în junglă avem și Vana contra Warwick. Bun, hai să vedem. Și ca de obicei, guys, să nu uitați să apăsați butonul de like, mă ajută tare mult. Chiar s-a simțit sprijinul vostru la serie, adică nu mă așteptam, adică eram, ok, gen, no, se uite oamenii foarte, foarte mult la League of Noobs pentru că dați suport și știu că pe stream-uri vă deranjează majoritatea dintre, bine, nu majoritatea, câțiva mai vin că, bă, joci, dar suport, că de ce nu ești main AD Carry? Toți streamerii din România sunt main AD Carry, trebuie să fii și tu. Nu, frate, îmi place suport, sunt suport începător, din acea cauză mai există și greșeli pe care încerc cu timpul să le corectez. Ho, frumos damage-ul la Vayne acolo, dar ce ai făcut, Vaynuco? Vaynuco, tati, ai luat foarte, foarte mult damage, ceea ce nu-i bine pentru tine. Oh, gain damage! Bun, dacă facem 2, îmi dau Q, o să-mi pun la E, Ignite. Și nu o să mai aibă Vayne, o să țin puțin în spatele farmului, să pierd experiența. Și, oh, de data asta nu a mai mers. Dar al meu merge. Nu-i problemă, nu-i problemă. Am făcut level 2-ul. Dăm câteva bucățele. Trebuie să avem grijă. O să fie puțin problematic cu acel Braum. O să dea puțin counter la ultimata de Miss Fortune. Dar speră să ne descurcăm noi, guys. Știți că noi ne descurcăm de fel. Oh, și first blood-ul pentru noi, tânărul Warwick. First blood și second blood-ul pentru noi, Fizz. Bine, Fizz. Respect. Ne mai dăm o roată de cașcaval peste gură la aia. Așa, să țineți minte, Malphite are roată de cașcaval. Guardianul s-a activat. Nice. Pac, îi mai dăm o roată. Ce-mi pare să dau cu roata. First blood se iau prăjituri pe Malphite. Consumăm destul de multă mană. Joci cu aerii, bă, da? Ok. Da. Nice. Să vedem cum se va descurca Riven contra acelui Olaf. Bă, că la far sunt egal decât cu un minion, ceea ce nu contează. E umăr la umăr, practic, acolo. Deci nu putem spune că este o diferență deocamdată considerabilă pe top. Văd că midul nostru este puțin în avantaj. 16 minion pentru Fizz și 9 pentru Malzahar. Ceea ce e foarte, foarte bine. Îmi place acel Fizz deocamdată. Opa, să bagă așa puțin cam agresiv. S-ar putea să vedem un gank la noi aici. Îi dau o roată de cașcaval la aia. Ai grijă, mă dă puțin telefonul ăsta să mă să pun un ward, îl punem mai aici puțin să vedem. Este jungle și Vana, deci putem să ne așteptăm la gank-uri foarte, foarte devreme. Ia să vedem pe Warwick acolo, văd că mai încearcă un gank pe partea de topside. Aure un ward acolo, Olaf. Trebuie să aibă grijă să-l lase puțin să pușeze, după care să intervină. Să-mi lași mie cannon minion dacă se poate, te rog frumos, mă dă. Bun, 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 bun. Bam! Hai să vedem o Beric acolo în comentarii. Hashtag Beric, că dacă ați ajuns până aici la un episod, bun, foarte, foarte bine, tânărul Warwick again. Și aparent acel Malzahar de pe mid, el s-a dus top. Nu înțeleg de ce face acel run, pentru că era deja în urmă cu farm-ul. E și mai în urmă în clipa asta. What the fuck are you doing, bitch? Chica, nice, no remake. Aparent au Shyvana FK or something.
Cred că au și Vana, cred că au și Vana oare? Sau doar încearcă să joace la Calcealma, să zică că e... I-a făcut ca să ne așteptăm la gank-urile, ceva de genul acesta. Se poate, am mai văzut chestia asta. Și eu am făcut de multe ori. Ziceam că cineva a făcut. De obicei, când jucam Warwick, spuneam zic că sunt AFK. Am dat la puțin. O să pune el cu mine, că dacă ia rogota de cașcaval în cap, nimeni nu se pune cu tânărul Malfit. Nu. Sper ca norocul să ne surâdă. Bani, s-am câștigat un match. Avem 25 de LP-uri în gold 3. Dacă totul merge așa bine, guys, s-ar putea să ne sară în gold 1. Ceea ce n-ar fi deloc rău. Ho-ho. I like gold 1. După platină, putem să jucăm și noi puțin mai serios. Atunci ne face și noi bani. Aș vrea să-mi cumpăr mult mai mulți campioni. Aș vrea să joc mai mult suporți. Din păcate, sunt limitat de un număr de suporți. Și mă dă, într-adevăr, este limitat cel de un număr de AD carry, nu este pe contul lui, poate când o să intru platină, el este deja diamond pe contul lui, o să ne mai jucăm. Deja avem level 5, la ne ducem back, dar s-ar putea să nu ne lase ăștia, mă dă, cel puțin pe mine, tu cred că o să te duci back. Sau scăpăm, nu, Olaf a făcut kill pe acea Riven, 36 la 21, a luat-o la farm, s-ar putea ca să vedem o Riven Lethality de data asta. S-ar putea, nu știm sigur, o să vedem până la sfârșit. Bun, ne mai luăm și o poțiune, ne upgradăm și itemul. Ia să vedem acolo Thunder Warwick, încearcă un gank, să vedem. Are ultimata, da, Mazahar are spell shield-ul acela, trebuie să-i dea jos mai întâi spell shield-ul, după care se activeze. Nu, greșește, nu, back, bravo. Ar putea să facă un Drake, sneaky as fuck. Cred că și Vana este a făcut totuși, că ar fi trebuit până acum să o vedem. Ar fi trebuit să o vedem, cel puțin până în momentul de față. Hai să ne grăbim să facem și noi level 6, să o dominăm pe Vayne pe lane, să nu mai stai în fața noastră. Ia o roată de cașcaval, iau eu Cannon Minion dacă se poate, bun, perfect. Warwick parcă m-a auzit, s-a dus să facă Drake dragonul. Foarte bine, tânere Warwick. Bine. Wow, the damage is real, bro. Încă puțin facem 6, ne putem băga mega agresiv pe Vayne. Încercăm să-i dăm o roată de cașcaval și funcționează roata de cașcaval. Ar trebui să jucăm asta full AP. Ce spuneți de asta? Îmi spuneam pe un stream dacă cineva îmi donează 100 de euro să mă joc în rank Teemo. Suport full AP. Bine, e doar un joke, să nu o luăm în serios. Dar ar fi distractiv, mai ales la rank. Ar fi toată lumea ceva de genul, bă, what the fuck is going on? Am ultimă, dă, crezi că putem? Nu știu, cam full. Nu știu ce să zic, și lipsește midul. Vine pe top, ai grijă acolo, Riven. Sper că Riven să aibă grijă. Nu, hai să ieșim puțin din turn. Acum. Este moartă! Nu te pui cu Malfitu! E boi! Nice! Cannon minionul dacă se poate, te rog frumos. Poc! Perfect! Ia să vedem acolo pe Warwick, inițiază, să vedem dacă face șoare. Prinde ultimata foarte bine în turn Warwick și obține kill-ul și noi asisturile. Well play, Warwick! Foarte bine! S-ar putea să vedem un FF la 15, s-ar putea episodul ăsta să fie mega scurt, nu știm, o să vedem, poate și Vana se va reconecta, presupun că este afectat din moment ce nu a venit deloc pe lane până acum. Văd că vine Mazahar aici încărcat și nervos, își dă ultimată, eu continui pe el, nu-l las, am stopaciu. Ok, încerc să ies de aici, foarte bine, well play boys. Report și Vana, da, după cum v-am spus, este a făcut. Ne duce bază, ia să vedem pe pește acolo, corectează ultimata peștele. Și Warwick prinde fierul și easy kill pentru mid lane. Ăsta, da, easy peasy, lemon squeezy, putem să ne oprim monitorul. Bun, gata, ne oprim monitorul, nici nu mai avem nevoie de el. Gata, e perfect, glumim, îl aprindem la loc. Deci aș putea să joc fără monitorul ăsta pentru că vă post la altul. Bun, boys, nice. Facem itemul de suport, întotdeauna luăm și trinketul.
Luăm și un pin cord, două poțiunele și mergem înapoi pe lane. În ultima ta, în 30 de secunde. Fucking liver, cică. Ha. Ok, report. Report him. Da, trebuie să dăm report, guys. Da, poate acum nu știi ce a pățit omul. Poate chiar are o problemă cu internetul sau un avion a aterizat pe casa lui și a distrus internetul și casa și viața. Deci nu avem de unde să știm. Știți foarte bine că se întâmplă. Vin, mă, dă, vin, 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 bait, 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 bait. Nu au ward aici, nu au ward aici. Surpriză! Vine tăvăluc peste tine, Malfitu nebunu! Și double kill lui! Frumos! N-ai cum, mă! Tăvăluc, Malfit! The Rolling Stone is real! Stay down! Așa a zis Malfit, așa îi spunem și noi la acea vein. Stay down, bitch! E lane-ul nostru! Lane-ul nostru! Atât! Și peștele face acolo un killing spree destul de frumos. Bine, peștele killing spree-ul. Malzahar deja pune puncte, puncte, e ceva de genul fuck this shit, gata, hai să fac o dată mintul 15, să dăm surrender. Ar fi culmea să nu dea surrender. Cum l-au dat remake și ceea ce vă recomand, dacă aveți guys un AFK, poate zice că se reconectează sau vă gândiți, nu, dați remake-ul, este rank, este rank game. Ei în clipa asta că dau remake-ul, n-aveam niciun fel de problemă, era tot ok. Nu pierdea, nu câștiga nimeni. Puteau să mai încerce o dată mai târziu, dar probabil cineva a zis, bă, hai să nu dăm. Hai să zic, dacă Shyvana e în club cu cineva, nu este în club cu nimeni. Mă gândesc că poate avea pe cineva prin mage și să fi zis ăla că previne. Hai să scoatem spell shield-ul, i-am spus spell shield-ul. Apare Malphite, este destul de fine support. 20 de secunde am ultimata, mă dă cu tot cu Ignite. Deci putem. Hawk. 110 farm, deja 111 farm, frumos farmă, da. Aparent cred că au și bot lane-ul AFK. Cred că au și bot lane-ul AFK deja. Aia are 0 cu 3, 0 cu 2. Easy game of my life, guys. Goal 3 is easy as fuck. Haide mă, dă-pel. The Big Bad Wolf. A făcut kill The Big Bad Wolf, dar văd că a murit Olaf-ul acela de la ei, văd că se descurcă. În ciuda că ăștia au 3 AFK în echipă. Da. O să le dăm report și la Vayne și Braum. Înțeleg că au avut AFK. Dar asta nu înseamnă că îi împiedică să-și câștige lane-ul. Sau măcar să încerce să-l câștige. Ciope Guardianul pe Malphite cu pasivă cu tot. Hai să continuăm. Au venit Olaf aici aparent. Cred că singurii care au mai rămas în echipă. Da. Ia să întrebăm. 3 FK. Probabil da, sunt deja 3. Red buff, mă dă. Ia, ok. Just chilling. No, man. Asta nu se face. Nu se face ceea ce a făcut Brown. I will play next game. No. Ceea ce a făcut Brown să nu face și voi. Sau ceea ce a făcut Vayne. Nu-l judec pe cel care joacă cu Shyvana sau pe cel care joacă cu Shyvana. Ca Malzahar, 3 fucking lose in the row. Why? Se întâmplă atunci când te joci la rank, îți asumi că poți pierde sau poți câștiga like queen streak sau blue streak. Voiam să-mi fac Iceborne Gauntlet, da, nu cred că mai avem timp. Probabil astea sunt ultimile secunde din match. O să vedem dacă se termină. Că gold is worse than silver. I don't know why. Fucking noobs, livers everywhere. Yeah. Până acum nu am prins liveri niciodată.
Ia să vedem dacă dau surrender. Aparent nu cred că o să dea. S-ar putea să nu dea surrender, dar... au revenit, au revenit, au revenit. Văd că a revenit Brown cu Vayne. Probabil încearcă să recupereze. Știți vorba aia, să nu te culci niciodată pe o ureche. Pentru că nu-i bine. Adică să credem că, băi, totul easy, ok, easy as fuck. Că nu este chiar așa întotdeauna. Ia să vedem după acel Braum. Ia să vedem. Hopa, hopa. Ok, și-o dat ultimata la Tsang. Și-o dat ultimata. Ai grijă, mă, da, ai grijă că ai luat boală. Ai luat boală, mă, dă, nu. Îl urmăresc, îl urmăresc. Ok, easy as fuck. Ah! Flash de panică. Și GG, well play guys. Asta a fost un match de gold 3 cu Malphite support. Poate să ne mai jucăm unul, să încercăm să vedem dacă iese ok. O să fie poate două gameplay-uri cu Malphite. O să vedem. Eu sper că v-a plăcut acest episod, a fost puțin mai scurt. Hai să vedem și noi câte puncte am luat, ținând cont că a decurs în 15 minute, 16 minute meciul, putem să ne uităm și să vedem. Durează puțin până să încarcă, să dăm și noi un honor la mădă. Și după o să le dau eu report acelor. Avem 50 de LP-uri, 25 aparent luăm pe meci, am luat un up. Și asta e destul de ok. Eu am fost eu, bum, ne revedem la următorul episod din League of Noobs. Bye, v-am salutat, guys. Ciao!